Norișori de spumă, o poveste de Barbara Rose și Anna Taube, din volumul Pe tărâmul viselor. Tudor, hai la baie! Mama pune un prosop pe calorifer. Haide, că dau drumul la apă! Dar Tudor nu vine. Ba, din potrivă! S-a ascuns în șifonier și nu vrea să fie găsit. Nu vrea deloc să facă baie. Tudor, hai mai repede! Strigă mama încă o dată. Niciun răspuns. Iacob, fratele mai mare al lui Tudor, se duce în dormitor și deschide ușa de la șifonier. Haide, piticule, ieși afară! Azi îți arăt eu cum se face baie cu adevărat. Mama e uimită când Iacob apare la baie trăgându-l pe Tudor după el. Lasă-ne pe noi! Iacob o dă afară pe mama din baie. Și, în timp ce Tudor se dezbracă foarte lent, Iacob pune doar un pic de apă în cadă. N-are de ce să-ți fie frică, Tudor. Primul lucru este călcatul apei, îi explică el. Tudor dă din cap și bagă foarte lepede picioarele în apă. Unul câte unul. Rămâne în picioare și, ținându-se de mâna lui Iacob, merge prin apă, înainte și înapoi, înainte și înapoi din nou. Îi place asta. Acum fac norișor de spumă. Iacob îi dă lui Tudor un tel și un castron de plastic cu apă caldă în care a pus spumant de baie. Haide, amestecă cu putere, îl îndeamnă el pe frățiorul său. În timp ce Iacob dă drumul la și mai multă apă, Tudor amestecă bine până când apar norișori pufoși de spumă. Apoi îi răstoarnă în cadă. Plosc! Acum o să mergem la spălătorie auto. Iacob îi pune lui Tudor ochelari de scufundări. Iuhu! Acum îl poate spăla pe cap fără nicio problemă. Mai urmează un frecat viguros, clătitul și uscatul. La final bate vântul! Iacob îndreaptă jetul de la uscător spre părul ud al lui Tudor și pe sub halatul umed de baie. Tudor râde în hohote. Ce plăcut și cald este! Mamă! Am terminat, strigă Iacob în cele din urmă. Acum lui Tudor îi place foarte mult la baie. Noapte bună, copii! Abia aștepți următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul Este Posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!